lăsat un drum lung în urmă, iar înaintea mea e unul și mai lung. Nu știu unde și cum o să se termine totul, dar știu unde a început. Și cu cine. A început cu Adrian. Adrian a avut un prieten, ca un frate mai mare. Îl chema Leo. Dar toată lumea îl știa după alt nume. Cine sunt eu? Da, știu. Toată lumea știe. Ești patron aici, la casino? Nu, nu, nu. Te-am întrebat cine sunt, nu cu ce mă ocup. Stai că nu înțeleg. Zi-mă. Boss, te rog eu frumos. Zi cine sunt. Zi-mă cum îmi zici, a? Leo Clești. Leo Clești. Știi cine sunt? Și tot vrei să furi de la mine, a? Nu! Nu! Și mai era Ștefan. Fane. Cel mai bun prieten al lui Adrian încă din copilărie. Unul care îi făcea mereu probleme. Ole? Olin? Domnule? Hmm? Eliza e sus. Întreabă de dumneavoastră. O mână și gata. Te rog, e ziua norocoasă. Acum, nu să renunț așa. N-am un frățior ce să mai fac, că mi-ați luat tot. Da, mă, pentru clienții vechi se rezolvă. Aia, se rezolvă, ce se rezolvă? Am un musafir important. Unul Vlad Pop, tot din România. 30-35 de ani, zice că joacă excelent, numai pe sume mari. Da, îl știu, ce-i cu el. Ce știi de el? Bă, nu mare lucru. Am jucat o singură dată împotriva lui și m-a ars rău. Am venit cu limuzina, am plecat acasă cu Uber. Credeam că eu să-mi ajută. Erai până seara, erai. Ce stil joacă? Stai că nu joacă nimic. Nici tight, nici loose, nici nimic. Nimeni nu-l citește, pe fața lui nimic. Zici că e statuie. N-am văzut așa ceva. Și nu știu de ce râzi, că o să te șupoaie și pe tine. Și mai era o fată. Eliza. Adrian o iubea ca un nebun. Și-ar fi dat și viața pentru ea. Calimera! Calimera! Neața! I-am spus, să știți. Încă o mână și vine, nu? Da! Și asta e ziua lui norocoasă. Sunteți incredibilă! Citiți pe toată lumea ca pe o carte deschisă. Nu chiar pe toată lumea. Doar pe cei pe care îi iubesc. Vreau un desert surpriză pentru toți clienții noștri. O să vorbesc chiar eu cu Pablo să ne facă prăjitura mea preferată, albă ca zăpada. Pentru toți clienții? Da. Vreau ca toată lumea să zâmbească când apare VIP-ul nostru. Și cine nu zâmbește după un desert bun? Good morning! Hello, ma'am! Is our VIP Vlad Pop here already? Not yet, but he'll be here soon.
Okay, it's his first time in our hotel and I want to make sure everything is going to be perfect. You go in his room every morning to clean up as usual and one more time in the evening to refill the welcome pack. I'm afraid we're going to have a problem, ma'am. Why? Mikhaela Sima. The assistant? Yes, Mr. Pop's assistant. She asked not to be disturbed. Never. Especially before the poker game. I see. Adrian a fost un om bun. Avea impresia că poate să citească oamenii pe care îi iubește. Dacă aș avea puterea să mă întorc în timp, i-aș spune: Adrian, când iubești o persoană, o inviți să te trădeze. Patru ani. Astăzi se împlinesc exact 4 ani. Încă nu ai destul încredere în noi ca să ne spui toată povestea. Sunt ai voștri. Sunt o recompensă, nu o nemulțumire. De aici începe drumul meu. Nu pot să vă cer să veniți cu mine știind ce urmează. Ce să zic? Sper că hotelul ăsta e la fel de mișto ca în poze. Sunt Vlad și am venit să mă răzbun.